În următoarele două episoade ale emisiunii noastre, descoperim satul Voievodeasa din comuna Sucevița. Unde cuplul franco-român Bernard și Doina Huliat au construit în urmă cu aproape 20 de ani o casă de oaspeți tradițională, care să vorbească turiștilor europeni despre patrimoniul cultural al țării noastre. De fiecare dată descoperim și bucătăria zonei. Doina ne pregătește un meniu inspirat din peisajul multietnic al Bucovinei. Borș roșu și sarmale învelite în frunză de sfeclă, mâncăruri huțule și o prăjitură cu mac cu origini evreiești. V-ați născut și ați locuit toată viața în Sucevița, un loc vizitat atât de români cât și de turiști străini, grație unui obiectiv important, Mănăstirea Sucevița, aflată în patrimoniul UNESCO. E un loc care spune mult despre importanța moștenirii noastre. Când ați conștientizat cât de important este să avem grijă de patrimoniul nostru? Am fost destul de sensibilizată de mititică, de faptul că avem niște locuri superbe, că avem niște case minunate, că lemnul este prezența obligatorie în peisajul Bucovinei. Și asta datorită tatălui meu, care mă ducea de copil prin păduri și îmi arăta fel și fel de ciuperci sau floricele. Și apoi a lucrat toată viața lui la pădure. Deci lemnul a fost chiar prezent în viața mea. M-am născut în casa bunicilor mei, care era exact la fel. Și dintotdeauna mi-am spus că atunci când voi putea și când voi fi mare, cum spun toți copiii, îmi voi construi o casă de lemn. Și da, am întâlnit un om minunat care mi-a întărit convingerea că trebuie să păstrăm aceste case, că trebuie să păstrăm locurile așa cum sunt și am construit împreună ceea ce vedeți. Omul despre care vorbiți este Bernard Huliat, un francez care a ajuns în România acum? Bernard a ajuns în România în anii 90, deci în martie 90. Facem un calcul, sunt ceva ani de atunci. A citit foarte mult despre România și când a avut posibilitatea să intre în țară, a făcut-o imediat după Revoluție. Și a descoperit aici ceva care a depășit imaginația lui și a revenit până când s-a instalat, să spunem, s-a hotărât provizoriu, da, pentru că uneori a avut misiuni care i-au permis care s-au obligat să-și plece în alte țări, dar da, este legat de Sucevița. A cui a fost ideea să construiți o pensiune cu identitate sau care să vorbească despre identitatea noastră a românilor, atât turiștilor din România cât și celor din afară? A dumneavoastră sau a soțului? Cred că o idee comună, dar mie nu-mi place deloc să-i spun pensiune. Este casa noastră în care primim oameni. Avem casa mare, casa construită de la zero. Dar avem și două case strămutate din comuna Straja, sunt aduse case care trebuiau să dispară, care trebuiau să ajungă la foc și am aflat din timp că se vor demola, că vor fi înlocuite cu o casă nouă și le-am adus de la, cred că sunt 40 de kilometri aproximativ. Aceasta este una dintre ele. Da, aceasta este una dintre ele. Este casa Cucuruz, pentru că am dat case
porecla familiei de la care am luat-o. Și e foarte persoana care ne-a dat casa, e tot mereu amuzată că folosim porecla. Ca să traducem regionalismul, cucuruz, adică porumb. Porumb, da. Da, asta înseamnă într-adevăr. Și cealaltă, Casa Totolică, la fel este porecla oamenilor care au stat în ea și l-am amenajat cu obiecte pe care le-am recuperat în foarte, foarte mulți ani. Le-am cumpărat de la oameni, la fel, fie dispăreau, fie erau în vânzare. Impresionantă colecția etnografică ce compune decorul acestor case. Sunt obiecte foarte valoroase, de muzeu aproape. Da, e adevărat. E adevărat și am încercat să facem câte o cameră de... Nu toate sunt la fel, dar am încercat să fie dedicată o cameră, de exemplu, etniei maghiare din România. Avem camera ungurească, unde mobilierul este pictat, unde este prezentă laleaua peste tot pe pictura mobilei. Avem camera huțulă, pentru că am recuperat foarte mult mobilier de la huțul. Noi suntem foarte aproape de ei și cu tristețe spun că această etnie nu își mai păstrează atât de bine tradiția și ne-am dat seama că încet, încet se debarasează de obiectele lor și de mobilier. Uneori am fost chiar chemați de diverse persoane, de bătrâni, care au cerut să luăm camera lor de dormit sau locul în care și-au petrecut toată viața. După dispariția lor, au convenit cu familia că în cazul în care nu-și doresc să mai păstreze nimic, să le recuperăm noi și să le punem în valoare. Cred că am reușit să așezăm lucrurile în așa fel încât să nu pară a fi un muzeu și sunt toate, de fapt, utile. Toate sunt folosite. Avem aceeași remarcă în permanență că le-am așezat cum trebuie, le-am folosit cum trebuie. Mi-ar plăcea să-mi povestiți mai multe și despre Casa Mare, cum a fost construită. Poate vorbiți puțin și de cromatica specială a casei. Da. E nouă, dar am folosit la fel elemente din casele vechi. Fie au fost bârne, fie geamuri, fie bucăți de scândură. Am vopsit-o în culorile satului, pentru că în sat au fost nemți, a fost o comunitate nu foarte mare de nemți, dar a fost o comunitate prosperă. Ei au, din păcate, au plecat după o parte, după anii 50, și ne-a rămas de la această comunitate verdele. Nu doar verdele, verde, un muștar, cum spun oamenii aici, dar casele erau colorate. Întorcându-ne la Bernard, nu e o întrebare pe care n-ați mai primit-o până acum. Cum de ați ales să locuiți în România? Da, e o întrebare care mi se pune frecvent, într-adevăr. Mi-ar fi fost foarte greu să mă despart de locurile astea. Deși Bernard locuiește într-o zonă excepțională, în Munții Pirinei, la granița cu Spania. Dar ne-am spus că avem multe lucruri de făcut aici și ni-e foarte bine aici. Și lui și mie ne place foarte mult natura, ne place foarte mult să fim între oameni modești, oameni simpli. Nici nu mi-am imaginat într-o zi că voi pleca.
profitați de faptul că Bernard nu e aici și lăudați-l. Da. Ce a făcut pentru România soțul dumneavoastră? A făcut foarte multe. A făcut foarte multe și e mare păcat că nu a fost ascultat de la început, când a venit în țară și s-a propus expertiza gratuit pentru Ministerul Turismului, pentru alte ministere, pentru... A venit cu atât de multe idei și dacă cineva i-ar fi permis atunci și ar fi avut prezența necesară ca să-l asculte, cred că lucrurile erau altfel. Propunea chiar o strategie foarte serioasă la nivel național, pentru că a lucrat pentru programul FARE, pentru dezvoltarea turismului rural în România. Apoi a scris despre România, a scris mult despre România, cunoaște România, cred că mai bine decât foarte mulți români, și nu este o glumă, a scris un ghid la editura Hachette, care a fost tradus și în germană și în engleză, a fost reeditat de 4 ori, așa un succes a avut. Și lista este lungă, a fost diplomat, a fost este un om de cultură și a dirijat un institut francez, Institutul Francez din Cluj și alte structuri. Deci, și, da. Și grație aici. Acestei echipe grozave, Bernard Doina, mulți turiști străini ajung să cunoască România, ajung să cunoască o Românie frumoasă, autentică, bogată din punct de vedere cultural. Cine sunt oaspeții dumneavoastră? În general, avem o clientelă francofonă, cred că putem spune 90%. Ne-am propus să descoperim România foarte mult pe jos și facem foarte multe plimbări pe jos pentru a ajunge la diverse obiective, deci cu ore de mers pe jos. Cu ce pleacă oamenii ăștia de aici? Cu ce idei, cu ce impresii despre România? Cu gândul locul ăsta, de fapt. Da, cu gândul de a reveni. Și avem persoane care au revenit și de 20 de ori. Respectul pentru arhitectura și arta populară se întâlnește fericit în casa Doinei și a lui Bernard, cu determinarea de a pune în valoare și patrimoniul culinar al zonei. Pentru oaspeții ei, Doina gătește mâncăruri după caietul cu rețetele doamnei Viorica, bucătăreasă vestită a satului. A gătit la nunț și a învățat și pe turiștii străini cu gustul merindelor țărănești din Bucovina. Astăzi gătesc cu tanti Viorica. Tanti Viorica este persoana care a gătit pentru noi timp de 27 de ani. Actualmente ea are 87 de ani și de la ea în special am învățat foarte, foarte multe. Și mereu am câte ceva să o întreb. Începem cu ciorba de sfeclă, cu borșul de sfeclă. Este din sfecla asta roșie fiartă, ceapa călită, ceapă verde, dacă avem, ardei roșu, ardei galben, cartofi. Pătrunjel, pătrunjel, măraș, leuștean. Și la sfârșit nelipsitul leuștean. De parte de dânși, dar întâi a fost o soră de mea, mai mare. Și s-a îmbolnăvit soțul ei și nu a mai venit. Hai tu, Viorica, aici, la doamna Doinița. Și de atunci am rămas atâția ani.
trebuie să vă spun că tanti Viorica a fost bucătăreasa fabricii de cherestea de la Sucevița. Aici am avut o fabrică de cherestea care care dădea de lucru foarte multor bărbați în special și apoi și femeile aveau treburile lor. Deci gătea uneori pentru 300 de persoane într-o zi. Da, la militari erau 30, erau și militari. 300, 250. Da. În afară de faptul că a fost bucătăreasa fabricii de cherestea, era invitată să gătească pentru nunți care erau de câteva sute de persoane. Deci întotdeauna a avut o experiență serioasă în a găti. Și ne-am bucurat foarte, foarte mult când a acceptat să vină în casa noastră. O să punem ceapa la prăjit. Între timp pregătesc și vasul pentru sfecla roșie ca să o prăjesc un pic. Ceapa și sfecla se călesc separat, da. O să dau sfecla pe răzătoare. Cât se călește ceapa, dau pe răzătoare. Să fiarbă toate legumele care le-am adăugat puțin mai înainte, după care vom adăuga sfecla. Dar va trebui să așteptăm jumătate de oră cu siguranță să fiarbă, poate și mai mult. Între timp, noi pregătim celelalte verdețuri pentru a o finaliza. Legumele au fiert și este momentul să adaug sfecla roșie, dar nu înainte mai la urmă, de a adăuga și borșul. Pentru că borșul stabilizează culoarea. Pun doar un pic de borș. Restul îl adaug pentru a da gust acrișor supei. Mai adaug un pic de borș. Ceapa verde. Pătrunjelul. Un pic de mărar. Și doar la sfârșit, când o dăm deoparte, adăugăm leușteanul. Și după ce am adăugat toate verdețurile, borșul nostru de sfeclă este gata. Tanti Viorica, am respectat totul? A fost bun?
M-am descurcat. Cum? Da, bine, mulțumesc. Mai bine ca mine. Nu cred. Ce bună e. De v-am stârnit curiozitatea? Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot aici, în bucătăria familiei Uliat din Voievodeasa. Doina ne dezvăluie și alte rețete. Sarmale cu miez de nucă învelite în frunză de sfeclă și o prăjitură cu mac de origine evreiască. Până atunci, ne găsiți pe paginile noastre de socializare. Pe curând, dragi călători și gurmanzi!